declarațiile ADN. Lucrurile pe care le știa. Ați pus umărul în vremea când erați ministru la această închiriere? Nu am pus. Păi, care spunea că a discutat cu dumneavoastră. Deci, este un dosar care se află în cercetare. Cred că trebuie să-i lăsăm pe cei care sunt specialiști în domeniu să facă ce trebuie. A pierdut statul de pe urma acestei închirieri? Am aflat de la o emisiune de la B1. Ați discutat vreodată cu domnul Pescariu? Nu. Așa spune. Dar vi se pare normal ca un secretar de stat să închirieze o bază pe 25 de ani fără știrea ministrului? Avea dreptul de semnătură ca secretar de stat, ministrul îi delegă competențe. Dar acolo unde apare semnătura dumneavoastră, e vorba despre o falsificare sau cum, așa spuneți? Păi nu apare semnătura mea, este doar numele meu scris și altă semnătură. A pierdut statul sau a câștigat din această... Eu ați vorbit vreodată? Mă lăsați să plec, vă mulțumesc!